Să rămână, stimate domnițe. Am onoarea să vă salut, stimați conaționali. Am onoarea să vă salut, domnule general Stan Petrescu. Bine ați revenit la 6TV. Am onoarea să vă salut și vă mulțumesc pentru invitație. Ca de obicei, o să avem șansa unor intervenții spumoase ale dumneavoastră. Le aștept cu interes. Nu știm pe cum sunt aștri așezați. În același timp, mă bucur că a revenit la noi colonelul rezervă, dr. Liviu Gorgos. Vă mulțumesc de asemenea pentru invitație și urez toate cele bune telespectatorilor dumneavoastră. Și bineînțeles, vârful de lance al Clubului Militar Român de Reflecție Euroatlantică, un tânăr promițător, un foarte bun orator, un om echilibrat, Andrei Vlășeanu. Bine ai revenit, Andrei, la 6TV. Bună seara, bine v-am regăsit. Ne-am propus, stimați telespectatori, să ne ocupăm de operațiunea Atlantic Resolve. Iată, pe ecran avem acum, cu sprijinul colegilor din regie, o imagine sugestivă difuzată de Pentagon, emblematică pentru ceea ce se întâmplă în momentul actual la granița de est a NATO. Apropo de această operațiune, avem și o întrebare cu un răspuns posibil, dacă aveți timp, prin da sau nu, trimițând un SMS la 1331, contează semnalul dumneavoastră, sprijiniți defensiva NATO? Nu de alta, dar sunt internauți care se enervează că facem această emisiune, că promovăm valorile NATO și proveniența lor este foarte clară, din zona răsăriteană. Chiar am și publicat pe blogul meu o listă de IP-uri dovedite că provin din zona unde ar trebui să fie înțelepciunea lui Tolstoi și nu o continuitate a lui Ivan cel Groaznic. Andrei, cum vezi această operațiune Atlantic Resolve? Am vrut să încep cu tine pentru că ești de vârsta ofițerilor tineri care au venit în Europa pornind de lângă familiile lor din momentul Crăciunului. Ei fac parte din Divizia 4 Infanterie a Statelor Unite. Au fost inițial la Fort Carson și acum cu mii de blindate au ajuns în Polonia, au dislocat în Lituania, Letonia, Estonia, parte din blindatele lor fac exerciții cu aliații acolo. De asemenea, vor veni blindate și în România și în Bulgaria. Diferența fiind că în timp ce în Polonia americanii au fost întâmpinați cu flori și cu un discurs al premierului, pentru că polonezii simt această frică de o agresiune care poate să fie nu numai din Est, și telespectatorii își dau seama și de unde ar mai putea să fie. În România, războiul român-român, această neînțelegere bine cultivată de cercuri bine interesate între categorii distincte de cetățeni români, a trecut sub semnul unei știri nesemnificative, faptul că au venit la noi mai mulți americani în sprijinul întăririi unei frontiere care contează pentru comunitatea euroatlantică. Avem acum pe ecran, în dreapta, stimați telespectatori, imagini inedite, nedifuzate în România, realizate de televiziunea americană PBS, care a comentat, este un reportaj de circa 9 minute, modul în care militarii americani au venit cu blindatele lor în Europa. Operațiunea Atlantic Resolve. Comentariul tău. Atlantic Resolve, până la urmă, face parte ca și măsură politică, pentru că o analizăm și din punct de vedere politic, faptul că alianța este determinată să respecte și să întărească articolul 5 din Tratatul Alianței Nord-Atlantice, astfel încât țările, dacă e țările de frontieră estică a NATO, care au o vecinătate foarte apropiată cu Federația Rusă, să fie pregătite și, dacă e, până la urmă, blindate, ca să folosesc un termen eufemistic, să fie blindate dacă e împotriva unui potențial atac extrateritorial de natură estică. În același timp, această măsură vine și ca o, să zicem, o liniștire a spiritelor aliaților de pe frontiera estică, inclusiv România, prin faptul că vedem în Donbas au reînceput atacurile cu rachete, vedem acest lucru, care pleacă din zonele puternic, din zonele puternic și preponderent civile, astfel încât să fie pur și simplu atacuri amfibii, până la urmă, și să nu mai există, dacă e un contraatac, pentru că până la urmă orice soldat nu va trage într-o masă de civili. Cam ăsta ar fi termenul. În prezent, Alianța Nord-Atlantică mai are și o, să zicem așa, un semn de întrebare referitor la faptul că
nu știe exact cum se poziționează Casa Albă, dar în același timp vedem faptul că secretarul apărării, generalul Mattis, un comandant foarte destoinic și cel care până la urmă simbolizează acel motto al pușcașilor marini Semper Fi, Semper Fidelis, și care este fidel, secretarul apărării. Și care este secretarul apărării, a participat la ministeriala NATO, unde prin prezența lui a dat semnalul faptul că America își menține alianțele, inclusiv cele nord-atlantice, pe faptul că în urmă cu vreo două săptămâni, dacă nu mă înșel, secretarul Mattis a plecat într-o călătorie de lucru prin zona pacifică să revitalizeze, dacă e simbolic, relațiile cu aliații americani din zona aceea, și în predominant Japonia și Coreea de Sud. Corect. Foarte bună. Ideea e că Atlantic Resolve, și aici mă refer la România, într-adevăr, nouă, să zicem așa, ne-au revenit undeva la 500 de militari împreună cu blindate, dar în același timp trebuie să facem o anumită specificație, faptul că România are o prezență militară americană mai predominantă prin faptul că în tratatul de parteneriat strategic cu Statele Unite există și această componență militară foarte, foarte congruentă, care trebuie să fie normal într-o conexiune politică, de valori, de principii, plus o latură economică care trebuie dezvoltată din ce în ce mai mult. Să reamintim telespectatorilor că americanii sunt deja la baza de la Cogălnicianu, unde de regulă au în jur de 1000 de militari gata de luptă. De regulă sunt militari din forțele speciale americane. Există și un tranzit pe la Cogălnicianu dinspre Afganistan către Germania, din Germania către Afganistan. Într-adevăr. Și în același timp există interceptorile de la DBS-ul, care oricât ar deranja pe unii oficiali răsăriteni, sunt partea unei înțelegeri, sunt interceptoare aduse de americani, dar care sunt acum sub comandă NATO și care își au rostul lor, de vreme ce în Iran vedem că sunt acum declarații de o altă factură, de vreme ce și în Coreea de Nord am observat o testare care a fost prima încercare a președintului Donald Trump, o rachetă intercontinentală trasă de regimul de la Phenian, exact când acesta se afla la întrevederea cu premierul nipon. Domnule colonel Gorgos, în calitatea dumneavoastră de om care ați părăsit recent rândurile profesioniștilor militari, cum vă raportați la această operațiune Atlantic Resolve? Este o acțiune ofensivă, cum reclamă Moscova, sau este o operațiune defensivă, așa cum au hotărât aliații și cum a sprijinit această inițiativă fostul președinte Barack Obama, care și-a alocat suma necesară acestei dislocări? Este o reacție. Este o reacție la tot ceea ce s-a întâmplat în Donbas în perioada anterioară. Și în Crimea, care a fost ocupată manu militari. Da. Este o reacție, de asemenea, din punctul meu de vedere, la întregul context geopolitic din regiunea extinsă a Mării Negre și, aș putea să spun, și din Orientul Mijlociu. Iată secvențe, stimați telespectatori, în care premierul Poloniei a întâmpinat cu alocuțiune caldă sosirea militarilor americani în Polonia. La noi premierul a fost prezent la președinție cu bugetul, ca să facă un schimb de opinii, vizând realitatea calculelor făcute de cei care se află acum la guvernare. Vă rog să continuați, domnule Colonel. Aș putea să afirm de asemenea faptul că, odată cu venirea primăverii, este de așteptat ca acțiunile în zona Crimeei, în zona Mării Negre, să aibă o creștere, o recrudescență. Știm că armata rusă a fost retrasă din Siria, unde a fost implicată în niște acțiuni, deci antrenament. Parte din forțe. Parte din forțe. Așa, deci nu putem să spunem exact care va fi contextul în perioada următoare, dar să nu uităm totuși declarațiile
părții ruse, care arată faptul că sunt foarte posibile accidente între forțele care se află într-un contact din ce în ce mai strâns în această zonă. Da, bine, am înțeles. Domnule Jean Stan Petrescu, la mijlocul acestei săptămâni, New York Times a publicat un material interesant în care semnala că Moscova a încălcat tratatul pe care are cu Statele Unite ale Americii și la ora actuală are două batalioane de rachete intercontinentale care au fost testate. Un batalion a rămas în apropiere de Volga, în zona de testare, celălalt a fost dislocat în țară, nu se spune unde. Un asemenea batalion are patru sisteme de lansare, fiecare sistem de lansare are la dispoziție o duzină de ogive nucleare. Vrea Rusia să pună presiune pe comunitatea occidentală până la momentul întâlnirii dintre președintele Vladimir Putin și președintele Donald Trump. După ultimele declarații, s-ar menține întâlnirea programată în Finlanda. Care este estimarea dumneavoastră? Estimarea mea este una foarte simplă. Rușii sunt neîntrecuți în materie de propagandă și v-am spus filozofia lor, citată de un mare șef al serviciilor românești în perioada interbelică și care spunea că rușii una vorbesc, alta fac și alta gândesc. Aceasta este în mentalul lor și rostirile se bazează pe această treime conceptuală. Nimeni nu știe unde sunt aceste batalioane, nimeni n-a amintit de ele, ci pur și simplu le-a amintit. Deci sunt chestiuni ipotetice. Eu m-aș lega mai degrabă de ceea ce este concret pe teren și anume de ce ne-au arătat rușii că sunt în stare deocamdată, adică s-au bătut cu inamici și cu actori foarte slabi care reacționează mai greu în fața colosului. Ei încă sunt adepții armatelor masificate. Ori în războiul modern, armatele masificate s-au terminat. Cu ele linia frontului a dispărut, confruntările clasice nu mai există. Astăzi se poartă războiul informațional, cyber war și multe altele de natură aceasta, pentru că războiul s-a mutat în planul digital. Deci cine stăpânește această tehnologie înaltă pe timpul confruntării va avea victoria fără prea multe victime, pentru că nu o să mai întâlnim atât general pe câmpul de bătaie și atât soldați, decât pe anumite direcții extrem de importante. Ceea ce vedem în teren este următorul lucru. Rușii, într-adevăr, și-au remodernizat forțele, în special cele ofensive, forțele speciale, și-au construit trei capete de pod. Kaliningradul, unde deja și-au concentrat un sistem de lovire antiaeriană foarte bun și este, dacă vreți, în flancul nordic al Uniunii Europene. Și-au dus și rachetele Iskander, exact, deocamdată Iskander, fără ogive nucleare. Nu știm. Al doilea cap de pod este în Transnistria și al treilea cap de pod, după părerea mea, este în Serbia, spațiilor slav tradițional și unde aceștia au fost ajutați cu diverse materiale militare. Sunt convins că au acolo și o structură de inteligență foarte bine. Sigur că mai mult armata serbă, ca să vină în sprijinul afirmației noastră, în mod oficial a confirmat faptul că Moscova livrează sisteme S-300 armatei din și MiG-29. Și da. MiG-29. Așadar, eu văd sosirea armatei americane pe teritoriul spațiul atlantic și în flancul estic ca pe o nouă armadă. Mă gândesc la debarcarea din Normandia, atât de spectaculoasă a fost, și aici este vorba de o debarcare, deci este vorba de o largă operațiune logistică pe spații foarte largi, deci să faci un transfer de materiale peste ocean, blindate, grele, avioane, elicoptere. În Bremerhaven au sosit deja un vapor unde s-au debarcat elicoptere Chinook, cum le spun americanii, cârnatul zburător, cele cu două rotoare, Tomahawk și celelalte de atac. Așadar, inclusiv elicoptere Apache. Așadar, dispozitivul, deci la faptul că în aprilie sau din aprilie 2014, că de fapt de atunci a început Resolve Atlantic, adică misiunile acestei Resolve Atlantic sunt foarte, foarte clare pentru noi în urma acestei superbe debarcări și vă mulțumesc pentru că ați observat acest lucru. Cum să nu primească reprezentanții cele mai mari forțe ale lumii. Eu văd armata americană exact cum vedeam legiunile romane, dar în, cum să spunem, în organizare modernă, sub aspectul puterii și mai ales a acestor
acestor transfer de materiale și forță vie, care sunt excepționale. Trebuiau primiți nu cu flori, dar măcar un oficial, măcar o declarație, măcar pe televiziune să apară această știre, pentru că totuși este un efort fantastic, iar prețul de cost al acestei operațiuni se duce sau saltă peste $1 miliard. Președintele Statelor Unite, Barack Obama, s-a ținut de cuvânt pentru că... Total 3 miliarde. Per total. Principala misiune este de a tempera zelul acesta belicos și războinic al lui Putin, mai mult declarativ decât, dar și faptic, pentru că el s-a apropiat cu diverse puncte extrem de importante și bine dotate militar și instruite. Sigur că ele sunt demonstrații de forțe. Dar în același timp și NATO, pe această frontieră de vreo 2500 de kilometri din țările Baltice, Polonia, România, Bulgaria, etc., au început să se disloce forțe, adică se așează practic dispozitivele, și părerea mea este că misiunea a fost atinsă, dă și o mare încredere tot acestor țări, pentru că Barack Obama, într-un discurs, a și spus, trebuie să le scoatem din mentalitate faptul că ei sunt, cum se spune, părăsiți de noi sau nu îi sprijinim sau nu suntem alături de aceasta. Deci ne insuflă încredere tuturor acestor state care ne găseam ca ținte pentru marea putere de a răsărit pe de-o parte. Pe de altă parte, și cel mai important și trebuie spus, au declarat-o și americanii, chiar acest general care vorbește, Gamble, că una dintre marile scopuri pe care le urmăresc este să antreneze pe aliați alături de americani pentru a rezolva orice misiune, pentru că știți și dumneavoastră, suntem militari în alianțe multinaționale, problema comenzii, problema deciziei militare, problema execuției ordinilor este extrem de importantă, pentru că sunt bariere de limbă, de mentalități, de instrucție, etc. În această situație, cu armament modern, blindate în special, și blindatele știm că sunt ofensive, cu militari excepțional pregătiți, prin rotație, ne dă și nouă o mare gură de oxigen, pentru că ne instruim alături de ei în această filozofie a alianței, pentru că în momentul când există pericolul real, concret, atunci acțiunea să nu fie întârziată de niciun fel de mecanism care să nu fie funcțional. Așa se fac jocuri de aplicație în teren. Dacă ați observat o hartă sinoptică a întregii Europei, sunt date cu culoare albastre și verzi, forțe terestre dislocate pe toată această frontieră de vest a Rusiei, dar și cele aeriene. Așa, dar vom primi în eșalonul 2, probabil, aceste elicoptere de atac. Aripi de avioane sunt. S-a terminat sau s-a asigurat poliția aeriană pe tot pe această frontieră. Deci funcționează. De asemenea, au fost debarcate și sau au fost dislocate în țările Baltice avioane pentru asigurarea poliției aeriene, dar și alte, forțe aeriene în eșalonul 2-3. Prin urmare, Rusia este în fața unui pericol, nu pericol, ci trebuie să aibă în vedere faptul că orice lovitură pornită împotriva unui militar american existent pe teritoriul nostru al Poloniei, asta înseamnă război de-a binelea. Și rușii știu această chestiune, că nu se confruntă nici cu Siria, nici cu ISIS-ul, nici cu alte forțe pe acolo ale suniților sau ale șiiților. Aici este vorba de armata americană, aici este vorba de o alianță NATO, de acel articol 5, care acum suntem convinși că el va fi activat, deci nu mai sunt speculații că vin, că nu vin, ei sunt aici. Este și mă rog să mă iertați, doar câteva cuvinte, este impardonabil ca un oficial al Ministerului Apărării Naționale. Eu sunt convins că șeful statului major general Gianlu Ciucă nu a așteptat de undeva și a trimis oameni care să întâmpină acolo într-o anumită discreție totală, așa cum stă bine unui militar, dar noi vorbim de componenta politică, și anume un ministru al Apărării Naționale, un vicepreședinte al guvernului, un ministru care să fie întâmpinat sub drapelele americane, europene, Uniunii Europene și ale României, pentru a le face o primire frumoasă, caldă, pentru că ei au venit aici pentru ce? Au venit pentru a ne asigura un scut în condițiile păstrării valorilor noastre. Eu le spun pe această cale, bine au venit. Eu nu cred că această stare de confruntare va căpăta forma caldă, adică a războiului energetic, dar sunt convins 100% că autoritățile de la Moscova vor face 1 la 2, 3 pași înapoi, pentru că nu este de glumit. Eu am spus, echivalează cu o debarcare în Normandia, când i-am văzut pe tancuri, și o chestiune nouă pentru mine, noi care eram obișnuiți, mai ales la blindate, ca să-l citesc pe generalul Palaghia, debarcarea de blindate lateral sau pe cap,
Deci aveam locuri de debarcare a blindatelor, trăgeam trenul acolo și ieșeau pe șenile. Iată, macara de 60 de tone, ca să agațe un tank, un monstru, să-l ia de pe platforma căii ferate și să-l așeze pe trailer ca să-l ducă în zona de dislocare. Iată, armament foarte modern, o forță de izbire extraordinară, își alege ținta și în câteva secunde o distruge și nu mai vorbesc că expertizele pe care le au acești ofițeri americani, extrem de bătăiești, extrem de cultivați, extrem de occidentali. Deci avem numai de învățat și iată, putem să ne configurăm o stare interioară de securitate, o stare interioară să ne dăm și noi vocile acum de aici și să ne spunem acele gânduri care sunt reale și sunt adevărate și să ne facem auziți în lume. Sigur, se vor îndesi aceste debarcări, după părerea mea, dispozitivul se va completa. Și doi, de curând s-a terminat în Marea Neagră Sea Shield 2017, Scutul Mării, o aplicație destul de reușită și îl felicit pe domnul Amiral Mârșu pentru că a condus de pe o navă de comandă asemenea acțiuni. Oare această chestiune au participat 16 nave, probabil că și alte structuri satelitare, pentru a avea sub control desfășurarea întregii aplicații lângă frontierele sau lângă zonele de interes ale Federației Ruse, ceea ce arată și demonstrează că nu este o glumă aceste pregătiri, aceste games, aceste aplicații, aceste jocuri de război, atât în apele Mării Negre, cât și la uscat. Sigur că Dobrogea va deveni, după părerea mea, portavionul flancului sud-estic european și care poate să controleze foarte bine și Balcanii, dar și partea sud-vestică a Federației Ruse, inclusiv câte nave vor concentra la Novosibirsk sau în Golf, la Odessa, etc. Așadar, trebuie să fim convinși că americanii s-au ținut de cuvânt, sunt oameni extrem de serioși și interesele lor în Europa sunt foarte mari și aceste interese se suprapun cu nevoia de pace și de securitate în această zonă. O Europa, și trebuie să amintim acest lucru, o Europa care, sau de unde, în secolul trecut au pornit două războaie mondiale. Pe un spațiu imens creștin, iată, primul război și al doilea război mondial, un bilanț dramatic de aproape 100 de milioane de victime și sigur că americanii văd în această stare de confruntare o genune din care n-am putea ieși și atunci să temperăm. Pentru că rușilor, cum spunea un coleg de-al nostru general, dacă vine o forță aproximativ egală sau mai mare, atunci gheruțele vor fi tăiate, vor fi ușor modelate în așa fel încât să nu mai zgrești. O să asistăm mai departe că accentele declarative ale liderilor ruși sau a liderului rus, nu, că este un regim totalitar, autoritar, nu-i totalitar, așa, vor fi mai temperate și sunt convins că vor ajunge la un dialog. Pentru că menghina economică se va strânge mult mai mult în jur, economia va ceda, vor porni problemele de natură internă, inflația, n-au plătit salarii în foarte multe districte și republici de ale lor și atunci s-ar putea să pornească o nemulțumire din interior. De fapt, transpar de acolo fel de fel de nemulțumiri, în ciuda măsurilor luate împotriva opozanților. Până la urmă, și democrația rusă trebuie să învingă și să se așeze la masa tratativelor, sigur. Noi suntem la masă la 6 TV, folosesc ideea dumneavoastră de dialog. Andrei, vorbea domnul general Stan Petrescu de dialogul necesar dintre SUA și Rusia. Iată că această săptămână a fost pentru Moscova una cu surprize, pentru că un important general în rezervă care ocupa o funcție relevantă în noua administrație Trump a trebuit să-și dea demisia. În ce context și care e comentariul tău pe acest subiect? Da, în cauză este vorba de generalul în retragere Michael Flynn. Este cel care a asigurat pentru 24 de zile poziția de consilier pe securitate națională a președintelui. Până la urmă, ca să fac o ca să înțeleagă și telespectatorii, în general, consilierul pe securitate națională asigură dacă e un fel de coordonare a comunității de informații și asigură în același timp dacă e și rețeaua de transmis între puterea politică în cazul de față președintele, care este prin Constituție comandatul suprem, inclusiv al serviciilor, între puterea, deci până la urmă, între zona decizională și zona de informații. Referitor la generalul Flynn, conform
informațiilor publice pe care le avem la dispoziție, domnia sa până la momentul, de fapt, în perioada tranziției între cele două administrații, între Obama și Trump, domnia sa fiind în vacanță în Republica Dominicană, a avut o conversație la telefon cu ambasadorul rus de la Washington, Kislyak, în care se pare că, conform informațiilor dovedite de NSA și FBI, ar fi avut o conotație în ideea în care s-ar fi putut, dacă e, negocia anumite sancțiuni impuse de către Casa Albă Federației Ruse pe fondul faptului că serviciile de informații rusești ar fi s-ar fi implicat în procesul electoral american. În speță, administrația Obama pe ultima sută de metri a luat decizia de expulzare a 35 de diplomați ruși, pe care, dacă e să spunem așa, aveau o altă conotație și nu de diplomați. Iar o altă faptă, un alt lucru a fost închiderea a două compounds, două centre deținute de către statul rus în Maryland, care ar fi fost, de fapt, zone acoperite pentru acești diplomați. În speță, se pare, conform informațiilor publice care există la acest moment, că generalul Flynn, până la momentul în care a devenit oficial american, ar fi avut această discuție cu ambasadorul, în care s-ar fi spus dacă e o ridicare a acestor sancțiuni, conform, deci, cei 35 de diplomați și cele două case, până la urmă, două centre, iar generalul Flynn nu a dezinformat, să spunem așa, l-a dezinformat pe vicepreședintele american Pence, astfel încât vicepreședintele, când s-a dus în fața auditoriului american, ar fi spus că... La un interviu, la un post de televiziune. La un post de televiziune, exact. Ar fi spus că generalul Flynn nu a avut această discuție. El fiind de bună credință și neavând informația de rigoare. Într-adevăr, iar acum vine o altă informație conform căreia președintele Trump era în contact și avea deja informația de mai multe săptămâni referitor la faptul că generalul Flynn l-ar fi dezinformat pe vicepreședinte. Iar un alt lucru pe care eu îl bănuiesc, dar care a apărut în presa oficială americană, dar s-a trecut foarte repede peste acest lucru, e faptul că exista o nemulțumire în zona Casei Albe, dar și în zona Departamentului de Stat și al Departamentului Apărării, deoarece generalul Flynn încerca să-și impună anumiți oameni în zone cheie, astfel încât, dacă e, până la urmă, să aibă accesul nelimitat și dacă e să aibă informațiile necesare pentru urechea președintului. Asta este, până la urmă, jocul american. Cine are urechea președintului, să spunem așa, are și puterea... Cine are primul informație este cel care dă tonul la muzică. Tocmai. Astfel încât s-a creat această nemulțumire. În special generalul Mattis era foarte nemulțumit. Generalul Mattis, care reprezintă, până la urmă... Și care e secretarul apărării. E secretarul apărării și este un militar de carieră, care dorește, dacă e, să aibă accesul nelimitat și să vorbească cu președintele și vicepreședintele... Și să fie primul informat. Întocmai. Pe zona lui militară. Întocmai. Astfel încât s-a creat această nemulțumire. Plus faptul că, conform unei, să spunem așa, unei biografii publicată de New Yorker Magazine, undeva în luna noiembrie, s-a făcut așa o caracterizare a generalului Flynn, în care s-a evidențiat faptul că este un caracter mai dificil. El este, ca și meserie, ofițer de informații militare, a fost șeful, până la urmă, de Departamentul de Informații din domeniul apărării. A lucrat chiar și cu comandantul Mattis, a lucrat cu mai mulți generali importanți din armata americană, dar la momentul în care a văzut că administrația Obama nu s-a focusat mai mult pe înfrângerea statului islamic, a devenit, să spunem așa, un rebel în cadrul comunității militare și de informații. Ulterior a fost trimis la pensie, iar ulterior a intrat în legătură cu campania lui Donald Trump, venind aproape, fiind unul dintre singurii foști oficiali militari și de informații americani care l-au
susținut și l-au informat pe anumite zone de natură, până la urmă, de politică externă și afaceri militare, pe viitorul președinte Donald Trump. În prezent, Michael Flynn a reprezentat așa un rebel fără cauză. Era centrat pe o anumită direcție. Nu a putut să asigure, conform informațiilor, la momentul actual, nu a putut să asigure o legătură atât de strânsă între Casa Albă și zona de comunității de inteligență. Chiar dacă noi directori de la CIA și Comunitatea Națională de Informații au lucrat până la urmă, s-au cunoscut cu Flynn, nu au avut o legătură directă și o, să spunem așa, neapărat amiciție, cât un stil de lucru. Și asta s-a văzut prin faptul că adjunctul generalului Flynn, cel care trebuia să ocupe funcția de director al biroului pe Africa din National Security Council, un fel de CSAT american, nu a primit security clearance-ul necesar. Accesul ornisul american, ca să spunem așa, nu l-a primit și astfel încât nu a putut să-și ocupe poziția. Iar lumea a interpretat și inclusiv Flynn a interpretat faptul că există această lipsă de încredere, iar ulterior s-a dovedit faptul că această convorbire cu ambasadorul Kislyak, și pe care ulterior el a dezinformat nivelul de decizie american, a creat această suspiciune în legătură cu dânsul, plus faptul că a participat la o petrecere, să spunem așa, la care a stat la masă cu președintele Putin la Moscova. Mai corect este să spunem la un party. Nu, a fost un din nou oficial la care a participat. Fotografiile erau oficiale, dar era foarte aproape de Putin și a strânit nedumeriri. Într-adevăr, iar lumea s-a întrebat dacă mediul de comunității de informații a știut de faptul că generalul Flynn va pleca la Moscova și, într-adevăr, cum așa este și obiceiul, orice general, chiar dacă este informație sau simplu militar, a zis exact perioada, ce face și unde și ce se întâmplă. Lucrurile au... Bine, a zis, dar noi nu știm ce s-a înregistrat în camera de hotel, ambiental, pe hol, sunt o serie de mijloace. Însă, mulțumesc frumos, Andrei, pentru intervenție. Domnule colonel, avem pe ecran de minute bune, a fost imagine realizată de celebrul cotidian Guardian. A fost imagine în care s-a discutat cu populația din statele Baltice și teama lor vis-a-vis de o agresiune rusă. Spunea domnul Jean Stan Petrescu că astăzi contează războiul cibernetic, dar totuși să nu uităm că în ultimele 10 zile forțele aerospațiale ruse au fost alarmate de către Putin, care a ordonat întregului minister rus al apărării să fie pregătit pentru un timp de război, dar un război dus ca în ultima conflagrație mondială, terestru, spațial, aerian și pe mare. O asemenea psihoză pe care Putin o menține în opinia publică internă rusă, cum o comentați? Periculoasă pentru mediu, pentru zona geopolitică asupra căreia ne focalizăm la momentul actual. Din punctul meu de vedere, aceasta implică și niște costuri pentru statul rus, costuri care nu sunt deloc minore și, bineînțeles, din punct de vedere economic, s-ar putea să se vadă pe viitor o asemenea decizie în termeni negativi. Cred că este un moment, eu l-aș compara un pic cu criza rachetelor din Cuba, de exemplu. Era tot o perioadă de tranziție a puterii politice în Statele Unite. Cred că acum americanii sunt mai pregătiți decât atunci, în sensul că deja au ceva forțe în această zonă. Dar știți că putem să privim și în oglindă și o criză a rachetelor în condițiile în care în Crimea au fost duse acolo sisteme S-300, da, S-400, da, care pot lovi Dobrogea, da, și care, dacă e să privim din perspectiva unor relații între state europene care trebuie să se respecte, ar trebui la un moment dat retrase, pentru că nimeni nu-și propune manu militari să scoată trupele ruse din Crimea. Dar trebuie să se ajungă la o modalitate de a negocia situația din
fostul teritoriu ucrainean, peninsula Crimea, din fostul teritoriu ucrainean Donbasul, care acum e controlat de separatiști puternic sprijiniți de militari din forțele speciale ruse și nu numai. Și atunci dialogul este cel care trebuie să predomine. Partea bună, Trump deja a abordat cu Putin în convorbirea telefonică și aspectele legate de Ucraina și nu s-a văzut, cel puțin din comunicatul oficial, că Trump ar fi făcut vreo concesie. Ba mai mult, a și vorbit tot la telefon cu președintele Poroșenko. Trebuie avut în vedere totuși și faptul că Donald Trump a transmis un mesaj foarte important pentru statele membre NATO, că este cazul, într-adevăr, să plătească pentru securitatea lor, nu așa cum s-a întâmplat până... Aici am o informație, poate că v-a scăpat, stimați telespectatori, în această săptămână, chiar la debutul reuniunii Ministrului Apărării de la Bruxelles, Institutul Internațional de Studii de Securitate a devoalat faptul că, în mod surprinzător, Marea Britanie și Polonia nu mai ating nivelul de 2% din produsul lor intern brut. Este o scădere de câteva, de 0,4 în cazul Marii Britanii. Ministerul Britanic al Apărării a negat această informație, dar institutul spune clar, n-a mai rămas decât Estonia, Grecia și Statele Unite în postura de a avea 2% pentru ceea ce trebuie să constituie o întărire euroatlantică solidă. Și vorbind de întărire euroatlantică solidă, de ce această dorință disperată a Moscovei de a arăta că este încercuită, când de fapt ea este cea care se extinde în Oceanul Înghețat, Rusia este cea care devine dinamică în zona Vladivostocului, Rusia este cea care face aplicații în apropierea fostelor granițe cu fostele state sovietice asiatice și în relația cu noi știm foarte bine că n-are de gând să-și retragă trupele din Transnistria, chiar dacă premierul de la Chișinău, Pavel Filip, a cerut asta public cu ocazia întâlnirii lui Pavel Filip cu președintele Ucrainei, Poroșenko. Să-și retragă trupele din Transnistria. Da. Firește că, așa că un statut de mare putere și a demonstrat prin asta că este un statut de mare putere și are toate forțele pregătite, iar în materie de lovituri nucleare toate cele trei nivele funcționează, terestru, aerian și maritim. Da, este un actor de temut în contextul unei potențiale confruntări. Și sigur că mișcările la Polul Nord sunt mai vechi, acolo au și forțe speciale, pentru că în fâșia lor de interes deja au identificat rezerve imense de petrol și gaze pe de-o parte, dar și faptul că de acolo se poate lovi mult mai ușor unele ținte de interes de pe spațiul NATO, ca de cum ar fi pe continent, nu? Ne imaginăm sfera în vârf și lovirea, distanțele sunt mai scurte, le au sub control. Dar nici forțele americane nu stau degeaba, mai ales că au și la rândul lor suficiente baze de control și de supraveghere din la Vladivostok. Este firesc să-și întărească și un flanc la Vladivostok, să antreneze forțele din acea zonă, din Pacificul lor, pentru că acolo sunt vechile probleme, curirele și mai ales Japonia, care și la ultima întâlnire cu Putin a reiterat chestiunea acestor insule, pe de-o parte, și mai ales că sunt bine sau să spunem litoralul marin este extrem de bun economic, deoarece sunt mari cantități de pește. Tot în Pacific se deschide iarăși un potențial pericol pentru Statele Unite. Ne gândim la insula artificială construită de chinezi, ceea ce a deranjat și pe japonezi. Japonia, primul ministru Abe, a discutat-o cu Trump la ora actuală și chiar în weekendul trecut. Cu weekendul trecut și l-am văzut pe scara avionului când au plecat către o plimbare cu președintele, cu Air Force One, că zâmbea destul de sincer primul ministru, adică a plecat cu asigurări 100% că după suma de bani cu care a venit în America, a promis administrației Trump, nu putea să plece trist. Totuși este o mare putere economică Japonia, este bine organizată, a mai dezlegat vechiul tratat privind înarmarea ei, adică are dreptul la... Știți vechea afirmație că e mai ușor să cucerești o țară cu cecul decât să trimiți tancul.
Firește, dar a fost întotdeauna chestia asta. A fost întotdeauna chestia asta. Așadar, sigur că ea se manifestă în acest fel, să vadă, domnule, totuși suntem o mare putere. Sigur, ea și-a disipat forțele și s-ar putea ca asta să fie o verigă slabă, în sensul că teritoriul de 17 sau 18 milioane de kilometri este imens. Și sigur că oricât de mult la populația ei, ce armată ar putea să acopere tot acest imens teritoriu. Vă referiți la China? Mă refer la Federația Rusă. Da. La Federația Rusă. Dar și între China și Rusia sunt niște chestiuni mai vechi, dacă luăm râul Fusuli. Dacă vă amintiți, în 1963, ambasadele chineze din toată lumea au scos o carte, jos cu noi țări, pentru că nu au liniștit problemele. Fusuli este cam cât Dunărea de mare și când forțele sovietice de după război l-au ajutat pe Mao să-și impună cu marea lui armată a poporului și să instaureze comunismul în China, i-au ajutat și ruși, au trecut râul pe malul chinez, iar când s-au încetat ostilitățile, la înapoiere soldații ruși au rămas acolo și pe toată acea deltă. Sigur că s-au detensionat după 1990 lucrurile, s-a restabilit frontiera pe talbregul acestui râu, dar există totuși niște asperități în ciuda tratatului de la Shanghai, în ciuda faptului că sunt apropieri și între armatele ruse și chineze și în materie economică, totuși chinezii rămân circumspecți și prudenți în această materie și mai ales ceea ce se întâmplă în Siberia. Așadar, eu revin la întrebarea dumneavoastră. Rusia sau Federația Rusă riscă enorm de mult pentru statalitatea ei dacă pornești acești arhanghele ai războiului împotriva Europei. Trebuie să se gândească că la această fereastră de 2600 de kilometri spre vestul lor, nu numai că sunt dislocate aceste puncte de sprijin foarte puternice și foarte moderne. Această primăvară atlantică s-ar putea să tempereze pe ruși, promutând termenul de la primăvară arabă, nu? Care a fost un eșec geopolitic, clar. S-ar putea ca asta să fie un eșec pentru spațiul atlantic, să fie un succes pentru spațiul atlantic. Și rușii trebuie să gândească că în eșalonul 2 când și 3... Când a zis eșec, v-ați gândit un eșec pentru Federația Rusă. Pentru Federația Rusă, of course că da. Așadar, în eșalonele 2 și 3 ale țărilor aliate din Europa, păi sunt state precum Franța, precum Germania. Nu numai vorbesc numai cele din aliamentul principal, ci din aliamentele din adâncime. Să nu uităm Marea Britanie. Dumneavoastră spuneți că câteva procente la bugetul Marii Britanii, mă refer în sume exprimate față de potențialul ei financiar, este enorm de mult. Apropo, stimați telespectatori, bugetul apărării din Marea Britanie este de 25 de ori mai mare decât bugetul apărării din România. Este vorba de o sumă care a și determinat o reacție a Ministerului Britanic al Apărării, care imediat a contrazis ceea ce a spus institutul menționat, ei susținând că în continuare întâmplinesc 2% și reamintind tuturor că în Europa Marea Britanie este aliatul numărul 1 al Statelor Unite ale Americii și cei care sunt cei mai puternic implicați, inclusiv în exercițiile care au avut loc în România, în zona carpatină. Păi să nu uităm că țările baltice și Polonia primesc sprijin și în materiale, și în expertiză militară, și în oameni, numai de la Marea Britanie, dar și de la Danemarca, și de la Franța, adică în flancul acesta nordic. Există 4 batalioane multinaționale, 1200 de militari fiecare. Fără îndoială. Și Finlanda, în mod indirect, este foarte bine ajutată și sprijinită. Așadar, acel flanc este foarte bine asigurat, mai ales că este acea vulnerabilitate care am numit Kaliningradul sau fostul Königsberg, etc. Așa că sunt foarte bine concentrate și Marea Britanie are un dispozitiv naval extrem de bine pus la punct. Dispun de submarine nucleare modernizate și remodernizate, dar și o flotă care este proverbială și cerul Marii Britanii este foarte bine supravegheat. Așadar, chiar dacă dispozitivul rus balansează dintr-o extremă într-alta și ne demonstrează că au forțe, că dispun, etc., etc., sunt de acord cu acest lucru, sunt de acord că sunt extrem de puternice, dar în momentul când s-a trezit Europa Occidentală, eu cred că și dacă Federația Rusă, revin și arăt ce am mai spus-o la postul dumneavoastră, ori de câte ori rușii au întors spatele Europei, i-au pierdut. Există acest derapaj al lor să
întoarcă spatele Europei, să facă fel de fel de declarații din acestea agresive, să încerce prin fel de fel de canale media, să cumpere canale media prin toate spațiile lor de interes și să înceapă aceste voci false, dar care să înșele și deception, cum se zice în cultura britanică, să înșele atenția oamenilor pentru a-și crea ei breșe, nu mai țin, pentru că și contrapropaganda vestică are suficienți emițători, are suficientă rețea de inteligență și când spun de rețeaua de inteligență este extrem de puternică încât să supravegheze acest lucru. Aș vrea să reiau ideea pe care a spus-o mai tânărul nostru coleg Vlăsceanu în legătură cu generalul care a demisionat. Să știți că în cultura occidentală și mă refer în ierarhiile politico-militare există doi termeni pe care îi discută. Așa, și anume față de lider ori ești loial, ori nu ești loial, mai sunt și lideri autoritari față de care loialitatea se datorează fricii, adică din frică îl sprijin. Aceștia în mod regulat dispar, fie că sunt împușcați, fie că sunt călcați de tren. Sigur, o metaforă. Ori în ierarhia politico-americană loialitatea este extraordinar de mare, mai ales că președinții au în această tradiție a se adresa poporului. Și în momentul când pe un canal media apare o asemenea minciună media sau apare o disfuncție, acel funcționar care este cauza acestui lucru dispare imediat printr-o iese la televizor sau mă rog și își dă demisia. Așa că generalul a dezinformat prin faptul că el a avut convorbiri telefonice, nu? A avut convorbiri telefonice, nu a informat, nu a fost sincer. Deci loialitatea lui a fost divizată. Ori asta este cel mai mare pericol și în lumea inteligenței. Unii diplomați care stau prea mult la post se îmbolnăvesc de loialitate divizată. Adică în loc să mai comunice acasă tot ce trebuie, zice, las că-s prieteni de-ai mei și nu, pe asta o dau, pe asta nu o dau. Ceea ce se întâmplă sau s-a întâmplat... Apropo, de ce nu scrieți o carte cu acest titlu, loialitate divizată? Am scris un articol și urmăresc în unul dintre capitolele al dezinformării din cadrul războiului informațiilor pe care sper să ajungă la tipar la anul de acum sau la sfârșitul anului, dezvolt această chestiune a loialității divizate. Ori noi românii am trăit și trăim acest lucru, pentru că îi uită Dumnezeu pe la post pe acolo și numai în tradiția serviciilor de inteligență ale Statelor Unite ale Americii nu stă la post ofițerul acoperit de inteligență mai mult de 4 ani de zile. El într-o viață de ofițer este mutat de 4, de 5 ori. Pe de-o parte și împlinește mai bine misiunea, are acces la mai multe culturi, la mai multe culturi teritoriale și devine mai bine pregătit pe... Apropo de mai bine pregătit, avem pe ecran o imagine, domnule general, dar Andrei, pe tine te rog să comentezi. Este un tweet dat de diplomație americană de la București, care a primit și un like de la reprezentanța Statelor Unite la NATO. Este o fotografie care arată sosirea unor militari americani cu blindate în cadrul operațiunii Atlantic Resolve în România. În limita a câteva minute cât au rămas până la pauza publicitară, comentariul tău despre acest gest subtil al ambasadei americane de a semnala printr-un mijloc extrem de modern faptul că americanii și-au făcut datoria conform operațiunii Atlantic Resolve și România. Uite, suntem aici. Ideea e că în prezent, dacă e să facem o analiză, social media a explodat de-a dreptul. Și aici este, la fel cum face domnul general, metafore fac și eu. E bine să învețe de la un profesor, un om de viitor ca tine. Iau notițe. Revenind, social media în prezent a devenit o armă, cu ghilimele de rigoare, în sensul în care pot fi difuzate imagini, mesaje, astfel încât prin psihologie pot fi, dacă e create, până la urmă și diviziile papei de care întreba Stalin. La fel, ceea ce vreau să spun este următorul lucru. Prin aceste mesaje pe care armata americană, care până la urmă e foarte modernă și în concepte, până la urmă și în gândire, la asta vreau să ajung, este faptul că prin emiterea acestor mesaje, prin imagini, prin filmulețe, prin mesajele scurte, pentru că dacă e să observăm, mesajul este scurt, final de drum, am ajuns, suntem aici. Lucrurile creează această, dacă e, obișnuință și sentimentul de încredere, de faptul că de protecție, de siguranță, de securitate,
Iar lucru care l-am observat de ceva vreme este de la momentul în când armata americană a mărșluit prin România, când a luat-o de-a dreptul pe Valea Prahovei, în care se opreau din puncte, iar soldații americani făceau poze cu oamenii, îi lăsau pe cei mici să se urce pe tancuri. Da, pentru că se demistifică tot felul de povești care altfel, tot prin media, ajung despre asemenea prezențe americane. Mulțumesc, Andrei, vom reveni la această discuție după pauza publicitară. Continuăm emisiunea Valori Euroatlantice și avem pe ecran o imagine, domnule colonel Gorgos. În această imagine este în stânga ministrul apărării din Germania, omul de încredere al doamnei Merkel. În dreapta se află noul secretar al apărării, cel care conduce Pentagonul. Cei doi oficiali au căzut de acord că toate țările membre ale NATO trebuie să investească adecvat unei întăriri corespunzătoare a defensivei NATO în raport cu pericolele răsăritene. Care-i comentariul dumneavoastră? Înainte și atunci când vorbim de 2%, vorbim de un nivel asumat al alocărilor bugetare pentru fiecare stat membru al NATO. E o problemă care a mai fost discutată și anterior. Americanii au transmis în mai multe rânduri faptul că aceste alocări bugetare trebuie respectate, dacă ele au fost asumate. Desigur, am putea duce discuția și un pic mai încolo. Cât din aceste alocări bugetare sunt destinate cheltuielor de personal și cât din aceste alocări bugetare sunt destinate modernizării? Mă bucur că ați deschis această discuție. Chiar dați-ne câteva detalii. Păi, nu mai știu exact procentele, dar mi se pare că trebuie dus undeva cheltuielile de personal undeva până la maxim 70-80% și restul pentru modernizare, pentru dezvoltarea potențialului. Să amintim telespectatorilor că în bună armată a avut doar bani pentru plata personalului. Exact. Despre asta vorbim și despre faptul că ăsta este, să zicem, cuiul lui Pepela pentru noi, călcâiul lui Ahile al armatei noastre, faptul că majoritatea alocărilor bugetare se duc pe cheltuieli de personal. E motivația pentru care abia am luat niște avioane, abia reușim să modernizăm. Haideți să vă pun o problemă pe care probabil o stăpâniți mai bine, în sensul că aveți informații mai recente, publice. Cum stăm cu atragerea tinerilor în armată? Le oferă armata niște condiții, niște salarizări, niște perspective care să-i determine pe tine să zică, bun, n-am reușit în zona privată, nu-mi convine salarizarea de aici, mă duc în armată că e o stare mai bine. Câteva chestii îmi dau de gândit. Odată un articol pe care l-am văzut și răspunsurile, reacțiile la un ziar din Constanța referitoare la statutul cadrelor militare. Din punctul meu de vedere, reacțiile de la acel ziar arată clar o falie între categoriile de personal din rândul armatei române, care ar trebui să ne dea de gândit. Adică să dea de gândit celor care conduc acum. Să dea de gândit celor, da. Celor și care mai concret celor care reprezintă partea civilă, partea politică, din vârful ierarhiei Ministerului Apărării. Atunci când vorbim de putere militară și de capacitatea de a te opune din punct de vedere militar unei agresiuni, există formule matematice care arată inclusiv ceea ce înseamnă voința de a lupta, ceea ce înseamnă capacitate, ceea ce înseamnă coeziunea unei națiuni și coeziunea unei armate. Aceștia sunt factori importanți, deosebit de importanți pentru puterea militară a unui stat. Și vorbim și de puterea militară acum a statului român. Care este o putere doar pentru a descuraja orice tentativă, corect, de a atenta la integritatea teritorială a țării. Descurajarea este o formă de asigurare a securității, a interesului de securitate al statului român. Și este, de fapt, un element, un instrument dezirabil în timp de pace și care stă în picioare până când, știu și eu, se găsește cineva care
să aprindă o flamă ca să ia foc totul, să arunce. Să sperăm că nu, că sperăm noi nu tocmai de aceea discutăm de operațiunea Atlantic Resolve, de prezența americanilor aici și am văzut că au venit cu blindate, au venit cu elicoptere, cu militari profesioniști, deci foarte bine pregătiți. Deci în momentul în care vedem acești militari aici, putem să luăm afirmația președintelui american Donald Trump, nu doar ca un element care a stârnit, a suscitat foarte multe discuții referitor la alocările bugetare care... Până la urmă trebuie să recunoaștem că Donald Trump a avut dreptate pe partea financiară. Și din punctul meu de vedere ne demonstrează un fapt real. Faptul că armata americană este o armată profesionistă și trimițând aici sau fiind aici aceste efective, cred că ar trebui să ne uităm de două ori la ele și să facem ceea ce ar trebui să facem, să ne perfecționăm noi modul de gândire, astfel încât să ajungem la un nivel cât mai tangibil al acestor adevărați profesioniști care chiar sunt căliți în războaie și e clar, o armată care nu luptă nu este o armată. Să readucem aminte telespectatorilor că 40.000 de militari au fost militari români, au trecut prin 3 teatre de operații, sunt cifrele oficiale difuzate de Ministerul Apărării Naționale și după informațiile mele, jumătate dintre ei au rămas în cadrul forțelor terestre, ceilalți au trecut în rezervă. Avem 80.000 de rezerviști, dintre care 40.000 ar putea răspunde unei chemări sub arme și 20.000 au această experiență din teatrele de operații militare. Acestea sunt cifre care nu pot fi contestate. M-ați mai întrebat la un moment dat cam care este viziunea mea. Păi, am lucrat într-un centru militar și pot să spun că rămâneam de fiecare dată mirat, pentru că mai trec pe lângă secții de poliție în momentul în care... Un pic, ca să nu rămână mirați telespectatorii noștri, vor avea șansa să vă audă, dar vor vedea în dreapta, în fereastră, sosirea militarilor germani în Lituania, acolo unde vor și conduce batalionul multinațional de 1200 de militari, la care vor participa și militari din alte state membre ale NATO. Vă rog să continuați. Da, cred că la momentul actual atractivitatea profesiei militare în România este una destul de scăzută. Care ar fi motivele? Odată faptul că acea falie despre care vorbeam la un moment dat devine, chiar dacă nu este pusă pe tapet așa cum am văzut-o pusă, cum v-am mai spus de curând în acel ziar, pur și simplu prin această neprezentare, prin această lipsă de interes pentru profesia militară. Cred că ar fi necesar, pe baza celor pe care le-am văzut la momentul respectiv, ca legea privind statutul soldatului gradatului profesionist așa să fie un pic revăzută. Unii dintre cei pe care care și-au expus părerile referitoare la faptul că și noi luptăm în teatrele de operație alături de cadrele militare, cred că sunt profund întemeiate și că ar trebui de asemenea să beneficieze de anumite, haideți să zicem, avantaje la un moment dat pe care le-au și cadrele militare. Nu se întâmplă acest lucru sau n-am auzit să se întâmple acest lucru în alte zone. Probabil că armata este ceva mai expusă la momentul actual decât celelalte instituții din sectorul de apărare, ordine publică, siguranță națională. Și cred că are de pierdut. Da. Andrei, noi urmărim imagini care arată determinarea aliaților de a fi prezenți în statele baltice, în Polonia. Am văzut și secvențe de la sosirea ministrului german al apărării și trecerea revista propriilor trupe dislocate în zona menționată, dar am observat că, dincolo de aceste lucruri care se întâmplă acolo, deci mai interesant, mai atractiv din punct de vedere mediatic pare să fie ceea ce se întâmplă la sud de Marea Nordului, da? Și mai lipsit de interes mediatic ce se întâmplă în Marea Neagră, ce se întâmplă în Dobrogea, în România? Ca să fac o altă... Ca să
aduc eu dacă e spotul mediatic pe zona... De-aia ți-am și aruncat mănușa. Pe Marea Neagră anunț, poate ori fi auzit, ori observat, faptul că Donald Trump a spus că așteaptă ca și ca peninsula Crimea să revină în sânul Ucrainei, iar violențele din Donbas să se oprească. Ulterior, Ministerul Apărării prin Ministerul de Externe rus, prin vocea purtătorului de cuvânt, a spus că acel teritoriu aparține Federației Ruse. Aici, până la urmă, ca să spunem așa, am pus noi acum lupa pe acest subiect, dar referitor la peninsula Crimea și acest conflict, e, ca să prezint scurt o genealogie, rușii au, pe lângă obiectivul geostrategic, evident, faptul că este cel mai mare și cel mai natural portavion care se duce până în Marea Neagră și automat are o zonă de acces și până poate deveni o armă. Există, dacă e și o genealogie politico-religioasă, în sensul în care la momentul în care Ecaterina cea Mare, cu ajutorul forțelor rusești, au luat Crimea în secolul XVIII, ei au mers și pe ideea în care Chersonesos este locul în care primul prinț chievean în 996 a fost creștinat și automat de aici a plecat genealogia puterii și a spațiului, până la urmă, de putere rus. Rușii își trag, dacă e să zicem, descendența, și Moscova își trage descendența din Rusia chieveană, ulterior care s-a mutat în Rusia Moscova, a Moscovei, și ulterior Sankt Petersburg și revenind înapoi la Moscova. Adică ei merg pe acest argument istoric cum că ar avea un drept de preemțiune. Dar în același timp, referitor la Crimea, mai este și dreptul de preemțiune al Turciei, care ulterior a fost stins prin anumite negocieri directe după 2014. Lucrurile s-au complicat prin faptul că Moscova, prin luarea Crimeei, nu a mai avut încredere în situația politică și instituțională de la Kiev, astfel încât a dorit, dacă e, să aibă toți ași într-o singură mână și să nu-i mențină prin interpuși. Lucrurile nu cred că vor avea acum o rezolvare. Trebuie să așteptăm să vedem ce se întâmplă și care sunt mesajele care vor veni de la summitul extraordinar NATO de pe 25 mai de la Bruxelles, așa cum a fost anunțat. Trebuie să vedem dacă va exista sau când va exista o întâlnire directă Donald Trump cu Vladimir Putin. Pentru că acolo, pe lângă că dacă va fi mai mult ca sigur discutată situația din Europa de Est și cu predominanță zona Mării Negre, Crimea cu zona Donbas, va fi discutată dacă e și o posibilă, dacă e alianță militară referitoare la ISIS și la situația din Siria. Mai degrabă o cooperare militară. O cooperare, dar în aici același... Aici aș interveni totuși cu îngrijorarea pe care a exprimat-o unii ministri ai apărării din unele state membre ale NATO înainte de reuniunea care s-a desfășurat miercuri și joi la Bruxelles, în sensul că aveau rețineri masive, așa spune Washington Post, față de ideea unei colaborări în lupta împotriva ISIS cu Federația Rusă. Într-adevăr, există această îngrijorare, dar în același timp trebuie să vedem realitatea de pe teren, și anume că actualul armistițiu care a fost impus în Siria este garantat de o trilaterală, până la urmă regională, și anume Turcia, Federația Rusă și cu Republica Islamică Iran. Lucrurile astfel încât SUA a fost scoasă pe din afară împreună cu aliații regionali, și aici mă refer în special la Arabia Saudită și la Regatul Iordaniei. Pentru că nu voi include Israelul pe faptul că există acel, să zicem, acea cooperare mutuală care a fost făcută de către serviciile de informații ruse și ulterior, să spunem așa, sancționată de către premierul Netanyahu și Vladimir Putin prin discuțiile directe care le-au avut, și la una la care au participat inclusiv șefii informațiilor militare și șefii statelor majore militare. Lucrurile sunt până la urmă conexate subteran,
aceste lucruri prin faptul că zona extinsă a Mării Negre, de fapt Marea Neagră, este un punct de convergență prin faptul că asigură comunicarea până la urmă navală Europa de Est, Europa, Europa de Est, Centrală și Europa de Vest, prin Dunăre, Main, Rin. Pe urmă, există comunicarea cu zona Mării Caspice, Transcaucazia și direcția către Orientul Mijlociu și Orientul Mijlociu până la urmă extins către Asia Centrală. Aici intrăm, se intră, să zicem așa, într-un fel de coliziune cu noua politică a Chinei privind susținerea globalizării prin metoda One Belt, One Road, adică noul drum al mătăsii, cum se dorește a fi revitalizat pe direcția terestră și pe direcția maritimă. Lucrurile, până la urmă, vor trebui să ajungă într-un punct de o mega negociere referitor la faptul că, așa cum unii analiști pe care îi observ din Germania, se va ajunge dacă e la o negociere privind zonă de influențe, care într-un fel intră în coliziune cu spiritul dreptului internațional la momentul actual. Lucrurile trebuie să ajungă până la urmă un anumit punct, pentru că dacă blamarea a fost împotriva lui Obama că într-un fel a retras SUA din marile afaceri ale lumii, adică a retras SUA din situația de jandarm internațional, de fapt lucrurile au mers în această direcție, nu neapărat din dorința lui Obama, ci dacă a fost un fel de gest reflex instituțional american, prin faptul că tratatele care ulterior acum Donald Trump a continuat, și în special mă refer la tratatul transpacific și cu NAFTA, care acum se renegociază privind anumite taxe și importuri. Lucrurile tind acum, s-au dat peste cap cu 180 de grade. Avem o altă realitate politică la Casa Albă și așteptăm până la urmă să vedem care sunt măsurile concrete pe care se doresc. A avut președintele american, a avut până acum, să spunem așa, patru întrevederi cruciale cu primul ministru american, cu primul ministru japonez, cu primul ministru canadian și acum cu primul ministru american, că președintele SUA conduce guvernul american. Canadian, scuzați-mă. Așa, da. Și cu primul ministru izraelian. Să vedem exact care sunt lucrurile care vor Am fi înțeles. Concrete. Mulțumesc frumos. Domnule general, de minute bune avem pe ecran un documentar interesant pe care l-a difuzat Pentagonul despre antrenamentele portavionului Carl Vinson, care se află acum în misiune cu grupul de nave care constituie grupul de luptă. Acest portavion are misiuni atât în zona Mării Mediterane cât și la sud de peninsula arabă. Însă de pe mare, imaginele au susținut excelent discursul tânărului Andrei Vlășeanu, să sărim un pic într-o zonă extrem de sensibilă. Cu americanii în Estonia, Letonia, Lituania și Polonia, așa cum a spus și dumneavoastră, este puțin probabil să avem acolo parte de apariția omuleților verzi sau de o reiterare a războiului hibrid. Dar avem Belarusul. De partea cealaltă există intenții care au fost în unele comentarii din presa de la Moscova, în unele comentarii din Ucraina și chiar din Republica Moldova, afirmații care spun că în luna martie sau în luna următoare ar putea să fie o tentativă de răsturnare a regimului actualului președinte Belarus, care face gesturi disperate de a se apropia de Occident, chiar a declanșat un proces de privatizare. Ideea ar fi că Belarusul să fie supus total, să fie reintegrat comunității care a fost cândva sovietice și acum este dominată de Moscova Federației Ruse și de acolo să fie pus o presiune militară pe țările baltice. Comentariul dumneavoastră? Comentariul meu, imediat, însă mai tânărul nostru a vorbit despre un lucru pe care aș fi vrut să-l precizez numai. Argumentul Crimei. Crimea a fost hanat tătar, mai degrabă apropiat de Imperiul Otoman decât de Rusia. Sigur, orgoliile marilor puteri ajung la stări de confruntare, care e halcă mai mare.
Dar și ei au avut un argument puternic, laureața Națiunilor Unite, dar și în anumite întâlniri, mă refer la Putin, și a atins problema Malvinelor. Zice, Malvinele n-au fost niciodată ale Marii Britanii, ci au fost ale Argentinei. Așa cum Margaret Thatcher a trimis nave și au recuperat insula, zice, și eu am dreptul meu istoric. Sigur că și-a găsit și parteneri, inclusiv în Ungaria, pe Dodon al nostru din Moldova, dar și alte voci spunând că... argumentul Dodon? Păi dacă este președintele României de răsărit, el nu. Nu, e președinte biroului în care stă el cu câțiva oameni care sunt yes-men și l-au lăsat să pună prostie de limba moldovenească în loc de limba română. Da, și vrea să schimbe și drapelul, să fie roșu, purpuriu și cu băurul lui Ștefan cel Mare acolo pe drapel. În sfârșit, nu vreau să îl comentez pe Dodon, pentru că este dincolo de înțelegerea mea, sub aspectul absurdului din mintea sa. Revenind la problema Rusiei albe, Belarus, va fi un ghim pe mare pentru Putin în ceea ce privește asigurarea frontierei dinspre vest cu Belarusul, mai ales că Ucraina, în ciuda faptului că i-a luat din teritoriul cel mai important teritoriu și că în Donbas se menține o stare de oală sub presiune, nu saltă capacul și au început iarăși de o parte și de cealaltă să se execute foc. Forțele speciale știu să acționeze pe timp de noapte. Au murit militari. Așadar, este o chestiune care începe să apară pe masa analiștilor politico-militari. Am o întrebare punctuală și masa să continuați tot despre Belarus. Ultima chestiune care m-a intrigat este că de unde inițial președintele Belarus a fost de acord cu înființarea unei baze aeriene a forțelor aeriene ruse pe teritoriul Belarus în apropiere de granița cu NATO, acum nu mai e de acord. Ce se întâmplă? Iritarea lui Lukashenko a plecat din două motive sau are la bază două cauze. Una ar fi de natură economică, adică acest spațiu euroasiatic comercial, dacă vreți, economic, nu a dat rezultatele scontate, ci dimpotrivă, mai mult a consumat decât a încurajat economiile care fac parte din acest areal să se dezvolte. Doi, există semnale și, dacă vreți, aproape ordine de la Moscova privindu-l pe Lukashenko să facă sau să nu facă ceea ce dorește Moscova. Ori această chestiune l-a iritat mai ales când el a vrut să dea drumul către frontiere, să liberalizeze frontierele înspre vest, iar președintele Putin i-a spus niet, nu se poate așa ceva și rămân frontierele, ori asta a lovit în ce? În principiul suveranității al autorității statale, pe care și-o exprimă șeful statului și iată aceste fricțiuni, aceste asperități, dacă riscă să se accentueze, având și Ucraina drept exemplu, este foarte greu pentru Federația Rusă să mențină sub control un alt actor din imediata sa privire, nu? Și apropo, că sunteți un bun psiholog, o paranteză mică și tot dumneavoastră continuați, vă aduceți aminte scena antologică în care președintele Belarus se întâlnește cu președintele Rusiei și cu prim-ministru și se adresează lui Putin vorbind de prenumele și numele de familie a lui Medvedev. Ce era? Emoție? O ironie. O ironie era? Cred că da, o ironie. Nu-i prost Lukashenko. Dacă la el vă referiți. Da, da. Nu este prost deloc. Adică a vrut să, în mod public, să-i dea cu tifa lui Putin. Exact, exact. Și au mai fost și alte situații de genul acesta și Putin nu îl înghite pe Lukashenko, deși sunt două popoare, aproape 90% frățești. Dar iată că interesele sunt divergente și în această materie Rusia va avea mai mult de lucrat, dacă nu cumva, eu știu, nu va cade un tramvai peste Lukashenko când se va deplasa dintr-un punctul A în punctul B, sau dacă omuleții nu dezvoltă o ușoară ambuscadă să dispară din peisajul, ceea ce mi se pare iarăși riscant acest lucru. Adică
Adică lucrurile au început să se inflameze ușor în această chestiune. Și asta, într-un fel, aduce un avantaj pentru Occident, pentru că încearcă contacte cu Lukashenko, încearcă prin diplomați, prin anumite voci iscusite, să-l apropie de partea occidentală, pentru că el, ca șef al statului, are o vedere la 360 de grade a ce se întâmplă în lume și el își dă seama că, stând în siajul Federației Ruse, din punct de vedere economic, nu are avantaje deosebite și că tot ce este spre apus, nu-i așa, revenind la flancul nordic, și el vede acolo ce se întâmplă în Baltica, aceste țărișoare, ca să le spunem așa, iată, întărite și dinspre o parte și dinspre cealaltă, au săltat economic mult în comparație cu Belarus. Sigur că da. Și chiar cu Ucraina. Iar nemții au tot interesul să-i sprijine foarte mult pe baltici, pentru că aproape vorbesc aceeași limbă, nu? Königsbergul a fost al Germaniei dintotdeauna, iată, o altă rană, și nemții sunt interesați dacă ar reveni Königsbergul acasă, locul unde s-au încoronat împărații germani, locul de naștere a lui Immanuel Kant, și dacă, nu știu ce a mai rămas din Königsberg. Și ce oferă în schimb pentru Königsberg? Nu oferă nimic decât mută frontiera la 600 de kilometri dincolo de flancul nordic al spațiului atlantic. Până asta la e visul dumneavoastră frumos, așa? Nu e visul, dar eu sunt convins că este visul oricărui german să rupă acel cap de pod de acolo, cum și noi am dorit să sprijinim autoritățile din Republica Moldova să tranșeze chestiunea Transnistriei. O secundă, să ascultăm pe Andrei. Domnule general, adică ar trebui într-un fel să mutăm din nou Polonia pe hartă? Cum? Să mutăm iar Polonia de pe hartă, iar mutăm 100 de kilometri? Danzigul, unde e? E la mine? Ipotetic. Danzigul? Nu e la mine. Ipotetic. Deci, iată, rănile războiului sau clișeile vechi, să știți că în subconștientul fiecărui lider renasc. Nu? Cine s-a aștepta? Tratate internaționale, cu drapelele la Organizația Națiunilor Unite, relații comerciale, recunoașteri, așa, bună vecinătate, și în aprilie 2014, parcă, dintr-o dată izbucnește acest conflict, hibrid, cum l-au botezat gazetarii sau analiștii politico-militari, amestec dintre forțe de inteligență și forțe regulate, și iată că virgulă, Crimeea a ajuns în gestiunea Rusiei, și acolo, sigur că s-au inflamat lucrurile și sunt foarte greu de gestionat, mai ales de Poroșenco la ora actuală. Dar cu sprijin occidental, lucrurile încep să se limpezească. Așadar, frontiera, deși Vladimir Putin i-a convenit această doctrină de a crea mici incendii la frontiera sa de vest, din nord și până aici în sud-estul european, nu mai vorbesc de celălalt țărm de vis-a-vis al Mării Negre, vezi Nagorno-Karabakh, vezi Armenia, vezi Georgia, și mai ales au desfășurat și aceste mici incendii, ținea pericolul la frontieră. Se pare că acum încep niște mici incendii care sunt potrivnice lui, adică omulețe ăștia verzi, nu știu dacă pot să supravegheze întreaga frontieră. Și pot fi și alți omuleți de o altă culoare. Sigur, problema Mării Negre pe care ați discutat-o este problema altor omuleți. De minute bune aveți în modul în care se antrenează militarii din armata americană și secvențele cele mai dinamice din forțele speciale americane. Context în care pun o întrebare lui Andrei Vlășanu. Această dispută de o parte și de alta a graniței NATO cu răsăritenii, până la urmă, este doar așa un război psihologic, sau lumea înțelege că vin și evenimente care pot deveni extrem de grave? Până la urmă, există tot felul de școli de analiză până la urmă. Unii se așteaptă, dacă e la o renegociere privind marile tratate care sancționează actuala împărțire geopolitică. Alții, așa cum am spus, negociază dacă e să le renegociază, dacă e pe ajungerea unor noi sfere de influență. Lucrurile nu au o tendință clară. Nu există o finalitate, dacă e așteptată. Toată lumea își dă cu presupusul. Nu există fapte directe, ci doar exerciții. În continuare, un joc de umbre și lumini, ca să fim poetici. A fost aici, la 6 TV, generalul Alexandru Glumas, care a emis o ipoteză interesantă. Spunea, din informație dânsului, că nu este exclus ca să existe forțe interesate ca în viitor Europa să aibă un hub
de țări puternice în jurul Germaniei, în partea răsăritenă să fie ceea ce știm și între cele două zone să fie zona fostelor state socialiste devenite membre ale Uniunii Europene, membre ale NATO, un pic așa mai... Tampon. Mai gri. Da, este conceptul Middle Europa până la urmă. Lucrurile au mers pe această tendință, dar acum pun... lansez dacă e o întrebare și poate ne aude și domnul general. Ce facem cu Polonia? Că Polonia a fost o țară socialistă. La momentul în care s-a făcut prima extindere NATO, cu primele țări care au intrat în NATO, Germania a dorit exclusiv ca Polonia să facă parte din alianță, astfel încât să aibă această, până la urmă, distanță considerabilă de granița germană cu cea rusă. Pentru că toată lumea a observat faptul că de la prima împărțire și până la al doilea război mondial... mă refer de la prima împărțire și până la al doilea război mondial. Împărțirea teritorială. Împărțirea Poloniei. Da, și la momentul în care granița germano-rusă a fost directă, au existat tot timpul fricțiuni care au declanșat războaiele așa cum le cunoaștem. Lucruri unde se va dori? Că dacă e să vorbim de România și Bulgaria, da, asta a fost o stare de fapt după 1997. Deși eforturile României au fost considerabile la acel moment în care se dorea dacă România să intre în NATO, dar ulterior unii ne-au oferit o contraofertă. Dar nu vreți dumneavoastră să intrați în UE? Și la care, la acel moment, oficialul care negocia spune, dar de ce să intre? Dar ce, NATO ce are? Lucrurile au mers pe această geneză, pentru că un fost șef de informații român spunea faptul că la momentul Malta 89, de fapt cu precădere din Reykjavik, s-a dorit dacă e această zonă gri, adică în special România și Bulgaria să fie gri. Ulterior s-ar fi dorit dacă e normal. Dezlipirea Transilvaniei și alipirea Moldovei cu țara românească. Sunt ipoteze în mințile unor personaje bolnave. Asta... Transilvania rămâne pământ românesc. Într-adevăr, iar lucrurile au fost de așa natură, astfel încât statalitatea și teritorialitatea României au rămas și vor continua și chiar se vor extinde cu unirea. Numai că există ipoteze, există planuri, există hărți de aplicare. Există exerciții geopolitice pe care unii le fac în dorința de a crea sentimente și resentimente. Se irită lucrurile. Da. Iar domnul general spunea, se discuta de faptul cu Belarusul. Să nu uităm că țarii ruși aveau și titulatura de țar ai tuturor rușilor și rușilor albi. Adică tot timpul a existat această, la urmă, geneză comună cu Bielorusia, cum este denumită, Rusia Albă. Din câte cunosc eu, Federația Rusă are în Belarus o importantă forță aeriană, dacă nu mă înșel, inclusiv un aeroport. Adică nu neapărat să cadă un tramvai, dar nu știm ce cade. Nu, bază militară, dar la dispoziție, într-adevăr, un facilități. Aeroport. Facilități. Adică nu cade tramvaiul, dar poate să cadă nu știm ce din cer. Domnul colonel, dumneavoastră, cum vedeți acest joc, care este un joc psihologic la nivel înalt până la întâlnirea dintre cei doi mari, Donald Trump și Vladimir Putin? Dacă nu uităm la presa britanică, în fiecare zi gazetele de acolo, de la Londra, au fapte care ne pun pe gânduri. Dacă ne uităm în Franța, publicațiile de acolo sunt focalizate pe Marine Le Pen. Va fi, nu va fi președinte. În Germania deja s-a mutat atenția pe alegerile din septembrie, când se pare că actualul cancelar nu ar mai rămâne. Dar cel care a fost ales președinte al Germaniei este cunoscut ca un om care a fost apropiat de Gerhard Schröder, care Schröder este foarte bun prieten cu actuala conducere de la Moscova. Pe hârtiile din fața dumneavoastră, cum se vede acest șah geopolitic? Destul de complicat și cred că, până la urmă, chiar prezența armatei americane la momentul actual în Europa ne arată sau dă un semnal asupra valorilor comune. Apropo de semnal, avem, stimați telespectatori, imagini inedite cu un comandant femeie din armata Norvegiei,
Norvegia, care și ea este alături de aliați în dorința ca să rămână Europa ferită de războaie. Vedeți, dumneavoastră, chiar îi adresați lui Andrei întrebarea referitoare la acest spațiu. Este un spațiu de convergență a valorilor. Spațiul geopolitic rus, adiacent zonei extinse a Mării Negre, este un spațiu cu destule probleme, cu foarte multă corupție, aparate administrative care susțin aceste valori. Probabil că de acolo există și speranța îndreptățită oarecum a lui Vladimir Putin că ar putea fi susținut. Pentru că nu cred că ar putea Putin să-și pună problema declarațiilor sale dacă nu ar miza pe ceva din acest punct de vedere. Da, din punctul nostru de vedere, această politică militaristă a Rusiei urmărește abaterea atenției cetățenilor ruși, a legătorilor ruși de la problemele interne ale statului condus de Vladimir Putin? Da, da. Această tendință de revitalizare a Rusiei țariste, a puterii Rusiei țariste, a fostului URSS... Putin nu este țar, dar are o putere comparabilă. Da, da. Este în măsură, într-adevăr, să abată această atenție din care, dacă ar fi să ne uităm în urmă, o reacție similară a avut reacții similare au fost și în perioada Războiului Rece, iar Rusia, URSS-ul la momentul respectiv, a avut numai de pierdut. Am înțeles. Avem pe ecran acum imagini cu o navă belgiană care s-a alăturat unor nave germane și olandeze pentru a asigura deminarea zonei aflate la nord de comunitatea euroatlantică. Deci un stat ca Belgia este un stat hotărât să participe la efort. Nu numai să participe la efort, dar să și dovedească public și opinii publice europene că și el contează în această ecuație. Într-adevăr, fiecare aliat din această alianță trebuie să dea dovadă de plus valoare pe care o adaugă la totul unitar. Aș dori să fac un scurt comentariu referitor la viitoarele alegeri din Germania. Într-un fel, într-adevăr, citesc recent destul de asidu presa germană și observăm faptul că pe sondajele de opinie Martin Schulz este pe un trend ascendent, iar Angela Merkel este pe un trend descendent. Dar într-un fel mă bucur următorul lucru. Amândoi sunt euroatlantici convinși. Adică sunt într-un fel liniștit că dacă este să existe acest switch, această schimbare de putere între conservatori și socialiști, direcțiile, dacă e de politică externă... Eu zic să nu fii liniștit, pentru că în același sondaj în care Angela Merkel este dată cu 64% de voturi împotriva prezenței sale după 12 ani de putere în continuare în fruntea guvernului de la Berlin, se face următoarea estimare. Dacă se unesc cele trei curente de stânga din Germania, candidatul lor, indiferent cine ar fi, are șansă să ia locul lui Merkel. Pentru că stânga a captat toată nemulțumirea populației germane generată de acel milion de refugiați veniți în Germania. Și știți la ce s-a ajuns. Domnule Genov, vreau să vă întreb pe dumneavoastră, o să vedem imediat imagini referitoare la... Le avem acum pe ecran, stimați telespectatori. Iată că o unitate de tăria unui batalion din armata belgiană a participat zilele trecute la un exercițiu inedit care arată că Europa totuși se trezește. Este vorba de punerea în acțiune a unui battle group. Uniunea Europeană are asemenea grupuri de luptă. De luptă. Și, battle groups. Și din această perspectivă, cum vedeți asemenea exerciții? Iată, Belgia a devenit extrem de activă și pe zona NATO, și am văzut nava respectivă, și pe zona Uniunii Europene. Multe crize pe care nu le-a putut gestiona Uniunea Europeană s-au datorat tocmai lipsei unei decizii
politico-militară a Uniunii, pentru că sunt o serie întreagă de crize în jurul frontierilor Uniunii Europene, care trebuiesc, aceste crize trebuiesc gestionate. Au mers forțe ale Uniunii Europene în Myanmar și prin Indonezia și pe unde au avut loc atacuri teroriste și prin nordul Africii. Însă, în chestiunea aceasta care este în inima Europei, decizia este foarte greu de luat, cu toate că avem o comisie, adică un guvern, deci s-a tot reclamat chestiunea armatei europene. Sigur că niște muguri sunt. Avem un cifru european, avem forțe de inteligență europene, sigur. Avem și un stat major. Avem și un stat major, statul major, și avem și un comitet politic, executiv, politico-militar. Ce muie și atât. Muie. Și atât, dar există aceste, și sigur, aceste, s-a renunțat la acel Eurocorp de vreo 30-40 de mii de militari, dar s-au făcut batalioane și unități tactice de nivelul unei brigade din forțe multinaționale care să acționeze în interesul Uniunii Europene, și aceste battle groups care sunt forțe nu speciale, tactice, dar pot să obțină obiective strategice și sigur să le antreneze. Fără îndoială că sunt o serie întreagă de state care sunt și membre ale Uniunii Europene, dar sunt și membre NATO. Prin urmare, interesele se opun. E, toate aceste asperități și fricțiuni a lăsat Uniunea Europeană pe materie de decizie politico-militară într-o stare de beznă și poate și de aici unele chestiuni de neîncredere. Unele scenarii din acestea... Interesant, adică ce vizați când spuneți cuvântul neîncredere? Neîncredere, adică la fluxul mare de migranți și la faptul că frontierele, Frontex-ul a fost atacat de aceste milioane de migranți. Și s-a dovedit a fi impotent. Impotent, sigur că da. Deși Grecia, membră, are forțe navale, Turcia, membră NATO, are forțe navale, mă refer în Mediterana. Ungurii au trecut la o chestiune formidabilă, dovedind că are instinct statal și are, să spunem așa, o instalație bine pusă la punct, frontiere, lăsând în spațiul public. Suntem creștini. Noi vrem să punem baraj. Și iată că vorbele lui au avut dreptate când Angela Merkel, veniți către mine ca și cum ar fi fost o a doua Sfântă Marie, veniți în Germania să vă dăm de toate. Ce comparație, mă surprindeți. Uite că această chestiune s-a întors împotriva Germaniei. Avioane și grupuri de migranți fac cale întoarsă, le dă bani câte 500 de euro, pentru că serviciile germane de informații au dat suficiente informații să spună că aici, alu, avem probleme. Grupuri și avem probleme și avem teroriști care oricând pot expanda. Și chiar au făcut-o. Așadar, a fost una dintre mutările foarte greșite ale cancelarului Germaniei și dovadă, o avem în teren acum, statistic vorbind, despre simpatiile ei și stânga germană, au și un președinte în frunte, nu? De stânga, sigur, comparând stânga occidentală cu stânga de pe spațiul fostelor țări socialiste, este complet diferită. Adică doctrina de stânga în Germania, dacă vreți în Franța, în Belgia, nu se compară cu stânga noastră, sub nicio formă. Sub nicio formă. Este o altă doctrină. Iar în momentul când Germania traversează situații de anumită dificultate, așa este clădit. Vorba chiar vă întrerup pentru că avem pe ecran... Interesele sunt comune între partidele politice. Avem pe ecran imagini de acum câteva zile, au scos la încălzire americanii celebrele bombardiere strategice B-1B, un gest care vizează în primul rând zona Pacificului, dar prin antrenamentele care le-au făcut nu este exclus să vedem o posibilă trecere a oceanului acestor bombardiere și în Marea Britanie. Cum comentați acest aspect, domnule colonel? Domnule colonel, cu surprindere. Da, da. Nu mi-e străin interesul pentru zona Pacificului. Clar. Mai ales în cordonul care... Dar când scoți la încălzire bombardiere strategice, nu poți să te adresezi decât la doi interlocutori de acolo. China și Rusia. Rusia. Clar. Da. Sau semnalul este pentru Coreea de Nord? Ar putea fi... Dar are China în spate. Deci tot tranziția, China. Tranziția... Corect, dar China totuși n-a fost de acord cu lansarea rachetei de croazieră. Declarații. Să nu uităm că a avut loc o tranziție de putere la momentul actual la Casa Albă. Principiile după care cei doi președinți principiile pe care ele urmează sunt diferite. Unul republican, unul
a schimbat un democrat la momentul da, actual. Da, dar ușor Trump revine la sentimente mai bune. A vorbit cu președintele Xi Jinping și a recunoscut faptul că trebuie să respecte principiul o țară, două sisteme, adică conducerea la Beijing, dar mai vii și lăsa Taiwanul. Are perfectă dreptate, dar și viziunea lui Trump la momentul actual sau deciziile lui vor fi determinate de puterea pe care o are în spate. Militară în mod deosebit. O să vă pun o întrebare dificilă. Foarte bine a prezentat Andrei aici în emisiune modul în care consilierul pentru Securitate Națională, generalul Michael Flynn, a fost obligat să demisioneze. Totuși, în presa din România s-a precizat că ambasadorul României la Washington DC anunțase cu câteva zile în urmă că a negociat cu acest demnitar o prezență în iunia lui la București pentru a pregăti vizita de stat a președintului României la Washington DC. Un lucru pentru care la 6TV de mult timp am dorit și am făcut pledoarii colective în acest sens. Dintr-o dată, ambasadorul României la Washington DC rămâne fără interlocutor. Da. Cred că e o lipsă de profesionalism acolo. Cred că datele și informațiile pe care le-a avut erau false. Suntem un popor latin, deci am putea să susceptăm să susceptăm faptul că spiritul latin și inima înfocată ar fi dus la asemenea discuții. Ați zis inima înfocată, avem și inima înfocată și imaginea secretarului general al NATO. Andrei, este imaginea luată la conferința de presă înainte de reuniunea miniștrilor apărării care s-a desfășurat săptămâna asta la Bruxelles și care a venit cu o serie de inițiative noi de cooperare între diferitele țări și România. Este niște proiecte cu Germania. Secretarul general al NATO militează pentru menținerea unității Alianței Nord-Atlantice, pentru întărirea relației cu America. L-a convins pe Trump să vină la finalul lunii mai în Bruxelles. Comentariul tău? Până la urmă a fost o idee în care secretarul general a recunoscut prin acest summit faptul că noul președinte american este în afara sistemului, ca să spun așa. E în afara establishmentului politico-militar de la Washington. Tradițional. Dar treptat sistemul acaparează. A se vedea mutațiile în declarații. Până la urmă, asta este reflexul instituțional. Orice decizie americană a președintelui american, s-a făcut o analiză, este 70% informație și influență instituțională prin membrii cabinetului, prin directorii diverselor agenții, iar 30% este pur și simplu, să spunem așa, gândirea și ideile și conceptele proprii. Împreună acționează și reies acel presidential order, ordinul prezidențial. În același timp vedem faptul că Trump a avut și-a dat seama de acest reflex prin faptul că fostul procuror general, de fapt și Secretary of Justice, secretarul pe justiție, l-a contrat privind acel ordin prezidențial împotriva imigranților. Și eu te contrez un pic pentru că mai avem 4 minute până la finalul emisiunii și vreau fiecare dintre invitați să accepte sugestia mea de ca în limita 60 de secunde să tragă concluzia acestei emisiuni vis-a-vis de importanța, relevanța operațiunii Atlantic Resolve. Încep cu domnul colonel Gorgos. Cred că trebuie să ne uităm la ce înseamnă prezența americană la momentul actual, să vedem care sunt valorile pe care trupele americane, America le are la momentul actual, să ne reconsiderăm oarecum poziția și să facem de așa manieră încât acel 2% pe care ne-l cere președintele Trump, îl cere președintele Trump, de fapt. Tot și promis de actualul guvern de la București. Așa, să nu rămână doar singura valoare asumată financiară. Cred că este foarte important să folosim acest moment prielnic, această oportunitate de
a mai face un pas către valorile euroatlantice pentru care pe care le aclamăm de foarte multe ori, dar uneori rămân simple vorbe. Eu oarecum dubios pentru mine dacă nu cumva sau am... Dacă nu există concordanța dintre exact. Declarația oficială și faptă. Da. Andrei? Per total, această operațiune Atlantic Resolve arată faptul că aliații sunt strânși, conectați din punct de vedere politic, militar, diplomatic. Există această sinergie până la urmă și asta este exemplu cel mai concret. Așteptăm, dacă, să zicem așa, rezoluțiile viitorului summit extraordinar, în care președintele Trump face cunoștință oficială cu tot ce înseamnă sistemul NATO, din punct de vedere militar și politic, iar lucrurile, să sperăm că președintele Trump, am văzut că a recunoscut acel principiu One China, adică o singură China, a recunoscut situația din Marea Neagră prin Ucraina și acum să vedem mesajul dacă e de suport concret politic pentru Alianța Nord-Atlantică. Este un prim pas faptul că l-a primit pe premierul canadian și până la urmă Canada este parte din NATO și este următorul aliat cel mai apropiat geopolitic de Statele Unite. Fratele mai mic din Nord. Fratele mai mic din Nord. Am trăit în Canada și știu cum se vede acolo. Frontiera cea mai dreaptă. Domnule Jean, vă revine onoarea să trageți concluzia finală. Ce aș putea să spun? Că aceste manevre strategice de forță și material pe care le-au demonstrat americanii în fața întregii luni nu poate să ne stârnească decât mândrie și curaj de a fi cât mai aproape alături de ei. Ne-au dat un exemplu de încredere extraordinar și atunci să înceteze această presă ticăloasă, partea ei, ca și alții, așa zis, jurnaliști, să spună că intenția lor este de a face și a drege. Nu! Americanii s-au ținut de cuvânt, americanii au promis. A trebuit să promitem și noi. Și aici mă refer la principalii responsabili în aceste clipe de mare criză pentru întreaga lume. Și mă refer la cei români, președintele, guvernul, parlamentul, să lase deoparte orice orgoliu politic, orice culoare, orice doctrină, să conștientizeze că interesul național este deopotrivă același pentru toți și acolo la vârf să se întâlnească și să încerce pe etape să pună în operă ce? Să dea putere armatei române, să dea putere structurilor care o încadrează, să dea mai mulți bani pentru buget, pentru că această investiție este cea mai sănătoasă pentru siguranța noastră. Și mă bucur la faptul că statul major general este foarte apreciat de aliații noștri americani, cu care suntem într-un parteneriat și s-au ținut de acest parteneriat, că avem structuri de intelligence militare excepționale și mă refer la Direcția Informației Militare, care n-a dat greș niciodată și este de un real ajutor pentru întreaga alianță. După aceea și celelalte structuri care sunt funcționale. Acum pică, să spunem așa, răspunderea pe statul major general, pe partea militară a problemei și nu există niciun fel de reticență, de refuz ca părțile politice responsabile să nu dea atenție acestui demers. Abia aștept să văd o declarație din partea oficialilor noștri cei mai înalți să spună că da, armata a primit banii necesari, armata ar putea să se înarmeze și revin aici ceea ce a spus colegul. Trebuie să regândim introducerea serviciului militar semi-obligatoriu, obligatoriu pentru a avea o continență și pentru a avea o bază de recrutare la mobilizare. Sunt încredințat că până la urmă se vor trezi acești oameni politici și în comun se vor apropia de acest interes național și să felicităm prezența americanilor pe teritoriul național. Domnule Gianon, ca de obicei, a fost strălucitor. Vă mulțumesc frumos pentru prezență. Vă mulțumesc și noastră, domnule Colonel Gorgos, pentru că ați dat dovadă de multă cumpănire, ceea ce contează în ziua de astăzi. Și mulțumesc și entuziastului Andrei Vlășceanu, care cunoaște bine, stăpânește fluxul de informații și are opinii pertinente. Vă mulțumesc frumos și dumneavoastră, stimați telespectatori, și vă invit duminica viitoare la o nouă ediție specială a emisiunii Valori Euroatlantice.